ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Escu TV! Sunt Maria Ionicescu și vă propun în această emisiune un dialog cu jurnalistul Viorel Ilișoi despre România. Despre România aflăm din presa românească și internațională, din scurtele și sporadicele noastre voiaje în România, dar mai ales de la oamenii care vin, de la românii care vin de acasă, aici, să ne viziteze aici, în Canada. S-a spus despre tine că ești unul dintre puținii, dacă nu ultimii jurnaliști, care au curajul să scrie reportaj. Cum comentezi această afirmație? E o afirmație făcută de prieteni foarte buni, dintr-un exces de mărinimie, dintr-un exces de generozitate. Nu e nici pe departe adevărat. Sunt o mulțime de ziariști la fel de buni ca mine. De ce ți-ar trebui curaj ca să faci reportaj? Cum? De ce îți trebuie curaj ca să faci un reportaj? Pentru că trebuie să-ți găsești singur fondurile, reportajul nu prea ți-aduce bani, îți ia foarte mult timp să-l scrii, să-l documentezi, să-l... Și neavând o redacție în spate, e mai greu. Dar acum au apărut organizații non-guvernamentale, sunt fel de fel de burse pe care le mai poți folosi. Mai apar ocazii să scrii reportaj, să fie finanțat. Există printre jurnaliștii de România teama aceasta de a nu deranja pe cineva scriind despre un eveniment anume? Există la unii, dar la foarte mulți nu există dovadă că o mulțime de lucruri care se întâmplă în țară se întâmplă la presiunea presiei, atât cât a mai rămas partea bună a presiei. Mai pică, se mai descoperă un director de spital, ba un primar corupt, ba toate astea, un deputat, toate astea pleacă de la articole, de la anchete din presă. Interesul românilor pentru Canada e în continuare destul de mare. Crezi că ce se va întâmpla? Ce crezi că se va întâmpla când vor avea libertatea să vină în Canada fără vize? Probabil se va întâmpla ce s-a întâmplat și în celelalte țări. Va fi un puhoi de oameni, dar care va veni încoace, nu neapărat din România, ci din imigrația deja existentă de România. Vor veni din țările europene. Da, cei care au migrat din motive economice și nu au reușit să se împlinească în țările unde s-au dus, vor încerca și în Canada odată ce se vor deschide porțile. Nu cred că va fi așa cum am citit-o pe aici pe undeva, spunea că o să vină toți țiganii, toți hoții, toți cutare și o să ne facă de râs aici pe noi canadienii care suntem așa de parfumați și de frumoși deja aici în Canada, românii din Canada. Și o să vină ceilalți și o să ne facă de râs. Nu, n-aș spune că e chiar așa. Nu știu exact ce politică de imigrație va avea Canada, dacă își va selecta în continuare oamenii, cum îi va selecta, cum îi va primi, habar n-am, dar nu trebuie românii de aici să se teamă că vor veni ceilalți de acasă și o să-i facă de râs. Și până acum nu sunt infractori români dintre cei primiți cu acte și cu selecții și cu dosar în Canada sau va fi ce s-a întâmplat și în celelalte, țări. Nu trebuie să existe o teamă. Plus că nu-mi place atitudinea asta, mie personal, dar nu contează, nu-mi place atitudinea asta că am venit noi întâi și de acum să nu mai vină nimeni. Toată lumea are o șansă. Dacă Canada a decis că îi primește pe români, atunci lucrurile o să meargă așa cum o să meargă. Eu zic că va fi bine și pentru Canada va veni o infuzie bună, nouă, proaspătă de populație din România. Va fi prost pentru români că se mai deschide încă o poartă de golire a populației din țară. Sunt respectate drepturile omului în România. Sunt respectate, dar lucruri mărunte. Băi, nu prea sunt respectate, că mereu primim tot condamnări de la CEDO, mai ales legate de condițiile de detenție din închisori. Și aia sunt oameni, nu? E închis acolo, trebuie să le acorzi niște drepturi conform tratatelor la care noi am aderat. Ne-am luat niște obligații pe care nu le respectăm. Dar nu putem vorbi acum despre România ca despre o țară din lumea a treia unde nu se respectă drepturile omului sau cum era în timpul comunismului, în dictatura. Mergem spre bine, însă atât de încet că nu o să mai apucăm. Ritmul ne omoară, nu intenția. În
In 1904, Prime Minister Wilfrid Laurier announced, "It is Canada that shall fill the 20th century." He was off by 100 years. On our 150th birthday, as we take stock of who we are, we find we are one of the most multicultural nations on Earth, with more than 200 ethnic origins. We have abundant natural resources: water, timber, oil, metals. We have created some of the world's most livable cities and some of the best hockey players. The journey wasn't smooth, but it's what made us. The First Nations arrived 15,000 years ago. They adapted to the land and climate and integrated their belief system with nature. The first Europeans had more trouble adapting to the land. In 1534, Jacques Cartier looked at Newfoundland and said, "I am inclined to believe that this is the land God gave to Cain." In 1759, French and English clashed on the Plains of Abraham. By 1812, we were united in a war against the United States. Outnumbered and outgunned, we emerged victorious 2 years later. In the West, David Thompson, the greatest land geographer who ever lived, as he was later called, walked and paddled more than 50,000 square kilometers. And we expanded west to fill those spaces he had mapped. In 1864, John A. MacDonald said, "There may be obstructions, local differences may arise, disputes may occur, local jealousies may intervene, but it matters not. The union of the colonies of British North America under one sovereign is a fixed fact." It wasn't a fixed fact, not yet. And local differences did arise. They still do. But on July 1st, 1867, we became a nation. In 1914, we went to war against Germany, following Britain's lead. In April 1917, the Canadian Expeditionary Force assaulted Vimy Ridge in France. It was a proving ground for Canada's troops. The casualties were high. More than 10,000, with 3,600 dead. But the assault was a success. The Canadians had accomplished what the French and British couldn't, and Vimy became a touchstone for Canadian nationalism. In 1939, we came to Britain's aid once more, as allies this time, rather than a colony. The Second World War was a defining event for Canada. More than 1 million Canadians served. Once more, we proved our worth at Caen, at Ortona, at Dieppe. In 1967, we celebrated our centennial, and the world came to Montreal. In 1972, our faith was shaken, but we were uplifted by Henderson's goal. We were given long winters and great distances. We gave ourselves diversity and tolerance. We have given the world 22 Nobel Prize winners, the concept of peacekeeping, Captain James T. Kirk, Drake, Alice Munro, Leonard Cohen, and a model of diversity for the 21st century. And as we look at ourselves at the age of 150, we're still young, still growing, and still believe the best is yet to come. Thank you.
și mofturos. De expresie, să spunem, a limbii române, domnul profesor Antoan Soare asumă o tradiție. Bunicul a scris, domnul Antoan Soare publică pretexte pentru paradis. Într-adevăr, îmi permiteți să vă arăt cele două volumașe cauză. Este culegerea de poeme de închisoare ale bunicului meu, generalul Petre Caramitru, și încercările mele poetice, pretexte pentru paradis. Două experiențe diferite, același demers. Total diferite în sensul că bunicul meu a fost și a rămas toată viața lui cufundat în literatura de baștină, în țara lui de baștină. S-a prăpădit chiar în momentul plecării mele și cred că a primit cu o durere enormă vestea că am fost forțat să plec. Deci el a întrevăzut scrisul din acest punct de vedere românesc. El a rămânând scris tributat pentru români, rămânând direct implicat în viața românească și, subliniez, fără nicio speranță de recunoaștere. Pentru că în anii 68, când el s-a prăpădit, nu era vorba ca asemenea poeme de închisoare să circule prin România. Demersul meu a fost cu totul altfel și, de fapt, cred că demersul oricărui creator din diasporă este extrem de individual. Sigur că au fost... Iar actul artistic rămânând ca o expresie pură a libertății. O expresie pură a libertății, dar de ce să ne ascundem după cuvinte, o expresie stearpă, adică amenințată de uitare și de neglijență, dat fiind lipsa de comunicare. Și intră în joc și participarea afectivă. Ce afectivitate mai poți simți și cât pentru o țară pe care ai părăsit-o de 5, 10, 15, 20 de ani și cum se va mai manifesta ea? Ieșind dintr-o familie de anticomuniști înveterați, bunicul la închisoare, tata un tigru capitalist, cum îmi aminteau colegii la școala elementară, sigur, îmi adoram țara. Și, în aceeași măsură, uram regimul sub care ea se afla și care atunci, Doamne, ni se părea veșnic, odată pentru totdeauna. Nu mai speram vreodată că această frumoasă pe care o iubeam și care era România, frumoasă din pădure adormită, să se mai trezească. Și e drept că odată venit aici, am decis, poate cu oarecare justificare, poate nu, să tai complet legăturile cu acest spațiu care mi-a părut din ce în ce mai mult ca steril. Am renunțat la încercările poetice pe care mă încercau pe vremea aia ca pe orice tânăr de 23-25 de ani și m-am profilat pe istoriografie și critică în literatura franceză. Încercând pur și simplu să uit în minte și în suflet o Românie pe care, evident, o iubeam. Pentru că limbajul poetic e limbaj al sentimentelor, ai emoția până nu poți să scrii, să traduci în versuri o emoție pe care nu o trăiești. Absolut. Este deci o originalitate de trăire
Și mai este și o originalitate de expresie. Poetul se joacă cu cuvintele cum fetele tinere se joacă cu mărgele. Ne jucăm cu mărgele, le avem într-o cutie și le reținem pentru frumusețea ei. Mi s-a întâmplat la un moment dat să scriu un catren dedicat muzei mele, în cutia cu cuvinte, să căutăm, mie drag. Tu le găsești mai bine de pe unde dorm, de-a valma, și când găsești destule cât să îți umple palma, cea mai fericită tu ești, că-mi iese de un șirag. Deci, alegem mărgele ca să facem un șirag. Ori mărgelele astea sunt intraductibile pentru că țin de sonorități în perfect acord cu expresia de care vorbeați, dar sonoritatea asta nu se poate reproduce într-altă limbă. Înțelegeți? Deci poetul trebuie oarecum să se resemneze la o difuzare mai restrânsă și mai avară pe plan internațional. Așadar, revista Candela, 20 de ani de la apariția primului număr. Da, cred că această revistă, titlul complet fiind Candela de Montréal, reflectă foarte bine efervescența de care vă vorbeam, creșterea și diversificarea mijloacelor de difuzare ale culturii românești din diaspora. Această Candela de Montréal, după cum titlul însuși o subînțelege, are o identitate românească și ortodoxă, între altele pentru că s-a născut sub oblăduirea Bisericii Bunavestire de la Montréal. Această revistă a luat extrem de repede, grație directorului ei, domnul Roșca, domnul Victor Roșca, o dezvoltare extrem de mare și a atins foarte repede un statut, aș zice, internațional. Este o revistă care, cum ați remarcat-o adineaurea, se caracterizează prin diversitatea publicațiilor ei, o revistă, într-adevăr, culturală, în care își găsesc locul poeziile, memoriile, fragmentele de roman, eseurile, povestirile biografice, bref, o revistă care acoperă toată gama culturii românești din diaspora. Țin să subliniez rolul din ce în ce mai important pe care televiziunea îl va juca în această difuzare a culturii din diaspora și această conlucrare și schimb reciproc între această cultură din diaspora și țara de baștină, România. Așa că profit să vă felicit practic personal pentru activitățile dumneavoastră și în general să felicit televiziunea ESCU. Mulțumim foarte mult, domnul Anton Soare. O întrebare despre destine literare, Candela și celelalte publicații care apar în... nu în toate am văzut deschiderea spre altă comunitate lingvistică, însă am semnalat-o în revista Candela. Așadar, în revista Candela, revista Candela găzduiește și scrieri în limba franceză și engleză, ceea ce este deja un alt culoar, o deschidere spre un alt culoar, și anume al comunității multilingvistice. Doamnă dragă, ați pus un punct pe i pe care l-am uitat într-un mod grosolan, zice, într-adevăr, și aceasta cred că este o particularitate unică a acestei reviste, Candela, care, în perspectiva de altfel culturală a guvernelor canadiene care s-au succedat în ultimii ani, practică acest multiculturalism care mie mi s-a părut dintotdeauna extrem de îmbogățitor. Să nu uităm că, într-adevăr, scriitorii români din diaspora sunt practic mai toți trilingvi. Vorbim română, e foarte frumos, dar vorbim franceza și vorbim engleza la fel. E,
revista Candela e cea care a știut să se deschidă către acest segment, cum bine ați remarcat, puțin reprezentat, dacă nu neglijat total, în alte manifestații. Rolul scriitorilor din diaspora este acela de a îmbogăți cultura națională, de a își face simțită prezența, indiferent de granițele unei țări. Absolut. Cred că foarte curând, în orice istorie a literaturii române, care se respectă, un capitol destul de consistent va fi consacrat scriitorilor români de peste hotare, scriitori români în românește și scriitori români în altă limbă. Sunt fenomene, oricum am spune, legate de țara de origine și care pur și simplu nu le putem ignora. Face ca și cum n-ar exista. Domnule profesor, vă mulțumim pentru prezență și vă mulțumim pentru o întâlnire minunată în studioul Escu TV. Și eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să reflectez mai adânc și mai atent la probleme care îmi sunt foarte dragi.